Bună ziua, mă numesc Monica Puiu și vreau să explic un pic ce se întâmplă la workshopul meu de astrologie experiențială. Am aici, deja e pregătit pentru o clientă, un chart. Practic, pe jos am plasat toate elemente de o astrogramă. Eu încarc și cu pietre respective și aștept clienta acum. Când vine și când facem noi workshop-ul, o să avem în fiecare poziție, nu intră acum că deja are energia lor, în fiecare poziție stă un om. Adică dacă mă retrag un pic, aici e Mercur și aici o să stă cineva care va fi Mercur pentru două zile. Mercur care reprezintă abilitatea noastră de a comunica, de cum învățăm, de a conecta și pe un nivel fizic, de corp. Și practic, cine va fi Mercur, va fi Mercur, un exemplu, în astrograma asta și pe o poziție complet diferită și cu relațiile diferite într-un alt astrogram. Învățătura este, pentru cel care este Mercur, este să simte cât de diferit oameni comunic. Și uneori noi percepem tot prin prisma noastră. Adică, dacă mă vorbește cineva mai direct, mai crunt, percep ca un atac. Dar el, pentru el, asta este modul lui, modul ei de a comunica. Nu trebuie să iau eu personal. Dacă eu iau personal, am o problemă acolo. Care trebuie lucrat? Prin a juca rolurile prin a simți energiile, simțim unde sunt blocajele, unde mai este ceva de învățat, poate chiar acum. Și eu aștept ca omul care vine să se duce acasă și știe mult mai bine despre el, despre ea, ce are de schimbat astfel să lucrurile să merg mai bine, să curg mai bine, să curg mai ușor, energiile să fie mai amabil cu noi. Mulțumesc!